Ok, cred că suntem live. Sper. Bună seara la toată lumea. Eu sunt Alexandru, coordonator de proiecte la Asociația Fortius. Împreună cu colega mea, Victoria, vom modera o discuție despre un proiect dedicat conexiunii dintre oameni plecați din diaspora și cei de acasă. Alături de noi din diaspora vor fi invitații noștri, Dorina Baltac de la Asociația Noroc Olanda, Mariana Plămădeală, care e un pic întârziat acum și se conectează, de la Asociația Românii Uniți din Anglia, Viorica Olaru Cemârtan de la Casa Mare din Suedia și Viorica Țâmbălar de la Organizația OFEMEI din Franța. Vă mulțumim la toți pentru participare. Anul trecut, cu sprijinul Fundației CAS, noi am elaborat platforma Diaspora Connect, iar de curând noi am lansat a doua versiune, ca să zic așa, care vine cu îmbunătățiri și cu noi instrumente. Pe platformă sunt înregistrați circa chiar mai bine de 1400 de persoane. Desigur, afișați sunt un pic mai puțin, pentru că nu chiar toți și-au completat profilul până la capăt. Și am să rog pe colega mea, Victoria, să ne spună câteva idei despre proiect, iar eu ulterior voi prezenta noile funcționalități ale platformei. Victoria, te rog. Mulțumesc, Sandu! Vă salut și eu! Eu cred că cea mai bună modalitate de a cunoaște Diaspora Connect este de a intra pe platformă și de a vă înregistra. Însă aș vrea să spun că platforma noastră își propune să pună în valoare moldovenii din diaspora, să creeze o rețea de profesioniști care interacționează între ei și să ofere instituțiilor publice, misiunilor diplomatice, mass mediei sau organizațiilor din Moldova, dar și organizațiilor diasporale, posibilitatea să poată contacta și colabora cu diaspora noastră. Scopul platformei este într-adevăr crearea unor legături mai puternice între moldovenii stabiliți în afara țării și cei de acasă, precum și crearea unor conexiuni între moldovenii plecați peste hotare, însă platforma este destinată inclusiv instituțiilor publice, ONG-urilor sau instituțiilor mass media care doresc să implice moldovenii din diasporă în dezvoltarea Republicii Moldova. Nouă ne place mult să colaborăm cu membrii noștri de pe platformă și să aflăm sugestiile lor, așa încât multe dintre ele s-au transformat în funcționalități noi, care să ajute la o mai bună experiență de folosire a platformei. Și despre aceste noi funcționalități aș vrea să-l rog să ne vorbească pe Alexandru. Recording in progress. Ok, mersi, Victoria. Eu am să fac un share screen ca să vadă toată lumea și am să prezint câteva rapid din funcționalitățile în platformă. Imediat. Ok, dacă îmi faceți un semn dacă se vede. Mersi. Ok, rapid să vă spun care sunt noile noastre funcționalități și module. Cei care au mai intrat pe platforme, membrii noștri cunosc deja interfața, n-am să trec prin toate funcționalitățile, vă spun doar despre funcționalitățile noi. Noi am introdus în versiunea a doua a platformei modulul de joburi, comunități, proiecte și câteva filtre interesante. Am să încep cu câteva filtre să vă arăt cum funcționează. Am introdus la sugestia celor din diaspora, am discutat noi împreună și am introdus un filtru nou care se cheamă locul de baștenă, astfel încât să ne putem găsi după locul nostru de baștenă. De exemplu, dacă noi punem Republica Moldova și să zicem un oraș, hai să alegem Cantemir, o să vedem. Găsim un profil, Sergiu Mazilu, care este inginer și care este de Baștină din Cantemir. Să zicem că noi vrem să luăm un alt loc de Baștină, să zicem Chișinău. Așa, aici avem mai mulți din Chișinău. Să zicem că vrem cineva din Chișinău, dar care este și în domeniul cercetării. Respectiv, punem acest filtru și găsim două profile interesante din Chișinău care au expertiză în domeniul cercetării. Așa. Acest filtru nou implementat de noi, care se numește locul de baștenă. Ca să fie valabil acest filtru, ar trebui să mergem în profilul nostru. Așa, la editează profilul și să adăugăm aici la locul nostru de baștenă, țara, raionul și eventual comuna, satul de unde suntem.
aici. Și dacă tot suntem aici, am adăugat și link la profilul social, Facebook sau Twitter, Instagram, așa. Putem să adăugăm ca lumea să poată merge direct din profilul nostru de pe Diaspora Connect să meargă la noi profilul, să zicem, de Facebook, dacă ne dorim acest lucru. Așa, ok, acesta a fost filtrul care am vrut să-l prezint, după care vroiam să vorbesc despre joburi. Ne-am gândit noi că ar fi util ca unele persoane sau unele instituții să adauge oportunități de colaborare, joburi, colaborări în diferite proiecte. Și respectiv am făcut acest modul în care oricine poate să adauge un job, fie el persoană fizică sau organizație. De exemplu, am făcut și aici un modul de filtre, puteam să ne legem un job din practică, să vedem dacă este locuri de practică. Și vedem că Victoria a adăugat aici un loc de practică la care putem aplica. Eu am aplicat deja la acest loc de practică. Așa, și chiar vedeți că joburile la care am aplicat sunt marcate cu BIF aici și știm la care am aplicat și care nu. Sau poate vrem o angajare să fie. Da? Am bifat și vedem că putem să intrăm pe un job și să depunem aplică la job. Anexăm aici CV-ul și un mesaj, cover letter, depinde dacă dorim, și dăm trimite și persoana care a pus acest job pe platformă va primi o notificare și va vedea numele nostru, profilul nostru și cu CV-ul anexat, cu scrisoare de intenții. Respectiv, oricine poate mult mai simplu acum să introducă pe platformă diferite oportunități. Da? Dacă o asociație, un ONG sau o persoană caută să colaboreze cu cineva, fie el job, fie practică, fie voluntariat, poate să adauge aici. Da? E simplu, adaug un job, se completează aici toate câmpurile, nu sunt tare multe și destul de intuitiv. În ce țară, în ce oraș, dacă e part-time, dacă e full-time, dacă e din oficiu, la distanță și așa mai departe. Trece aici și el este publicat pe platformă, ceilalți pot să-l văd job-ul aici. Dacă sunt mai multe, se adună, el poate filtra domeniile care interesează și găsește joburile foarte ușor. Așa, ok, cu asta ne-am lămurit cu joburile. Așa, vrea să se alăture și Mariana Plămădeală. Ok, salut, Mariana. Mai departe, voiam să vă zic de modulul de comunități. Am să trec foarte rapid prin ele. Voi, cei care ne privesc, cei care nu au mai intrat, îndemn să intre să vadă pentru a vedea toate detaliile și funcționalitățile și poate să le testeze. Așa, eu am să trec foarte rapid ca să nu plictisim prea mult cu detalii tehnice privitorii noștri. Ne-am gândit noi că ar fi foarte interesant și oportun să avem un modul de comunități. De exemplu, dacă vrem să facem comunitatea moldovenilor din UK sau din Olanda sau din Franța, nu contează, putem să o creăm de aici. De exemplu, a fost creată o comunitate, Viorica Sâmbălare a creat comunitatea platformei O Femeie. Putem intra aici, putem să aderăm, eu am trimis cerere, deja Viorica, cererea a fost trimisă ca să fac parte din comunitate. Pot să-i pun o întrebare aici, pot să o recomand alte persoane. De exemplu, Victorii Căpătici pot să recomand și ea poate să intre, să accepte, să intre în comunitate. Ce înseamnă, de fapt, comunitățile? Reprezintă un grup în care noi punem întrebări pe o temă anume ca să primim răspunsuri la cele întrebări și putem urmări doar anumite comunități. Da? Dacă nu ne interesează, pentru că inițial am avut întrebări generale și ele erau de tot soiul și lumea nu prea era interesată să audă tot felul de întrebări, respectiv ne putem crea o comunitate specifică, că e comunitatea contabilor sau poate fi dintr-o țară sau dintr-o regiune sau așa. Se creează destul de simplu, creează o comunitate, se completează aici rubricele, se salvează și practic aveți, se pune o poză ca să fie un semn distinctiv. Și practic aveți o comunitate proprie aici, după care se trimit cereri către membri și ei pot să adere și să avem o echipă întreagă cu care să colaborăm. Noi putem adăuga direct o întrebare unei comunități și să așteptăm răspunsul la ea. Ok.
Acum, dacă tot am vorbit de comunități, înainte ca să trec la proiecte, vă mai arăt. De exemplu, nu vrem să fim deranjați prea mult pe platformă, vrem să ne alegem doar anumite tipuri de informații. Atunci noi am elaborat un modul de notificări, ceea ce înseamnă că noi putem să ne alegem când suntem notificați despre un lucru care apare nou pe platformă și când nu. De exemplu, invitații să te înscrii într-un proiect, noi putem să avem notificarea acestui un clopoțel, o să o avem pe platformă sau prin e-mail poate să vină. Sau una sau alta, sau niciuna nici alta, dacă nu ne dorim să fim notificați despre proiecte. Și sunt mai multe tipuri de notificări, dacă au apărut un comentariu nou, dacă cineva ți-a scris un chat și așa mai departe, atunci tu poți alege cum anume să fii notificat, într-un fel sau altul, în ambele feluri sau în niciun. Ok, asta e despre, scurt despre notificări, le găsiți aici, la setări, notificări. Așa, și acum vreau să vă zic despre proiecte. În modulul de proiecte, noi de fapt, care a fost scopul acestui modul? A fost ca să îndemnăm oamenii să se unească în jurul unei idei, să le fie mai ușor să se găsească și să pornească un proiect, ca să zicem așa. Avem un proiect model aici, care noi l-am făcut recent, în iulie, a fost reporter Diaspora Connect, o parte dintre dumneavoastră ați participat la el. Când intrăm în el, vedem dacă suntem sau nu membri, sunt membru în acest proiect, avem o poză, avem materiale proiectului care pot fi tot felul de imagini sau pot fi documente, avem o descriere pe scurt, echipa proiectului poate să fie mai multe funcții, ele se creează de către cel care pornește acel proiect și după aia pot să inviți mai mulți membri în proiect. Desigur că avem comentarii, întrebări, poate oricine scoate comentarii și întrebări. Așa, ca să creăm un proiect la fel este destul de simplu și intuitiv, completăm aceste rubrici, avem categoriile de proiect, perioadele, de când până când, stadii de proiect, adică el poate fi în pregătire, în implementare sau finisat, la fel adăugăm o poză, materiale de proiect, descriere, cum ziceam, putem scrie în funcții, da, că e manager de proiect și să alegem o persoană. Și automat va primi o notificare că cineva a dorit să o invite pe această poziție în proiect. Voiam să o întreb pe Victoria dacă vrea și poate să ne prezinte proiectul din punct de vedere a unui administrator de proiect. Acolo mai sunt câteva opțiuni. Să o lăsăm pe colegi să descopere. Pot încerca să distribui ecranul meu, să partajez ecranul și să vedem. Hai. Ok. Așa. Ok, doar că nu pot să fac acest lucru pentru că doar hostul, doar gazda întâlnirii poate partaja ecran. Acum mi-a arătat această eroare. Gata, s-a remediat. Ok. Imediat. Da, mă tem, Alexandru, că nu pot să partajez ecranul. Ok, atunci o să lăsăm pe membrii platformei să descopere această funcționalitate când vor decide să pornească un prim proiect pe platformă. O să vedeți acolo că la un moment dat puteți să invitați membrii la proiectul dumneavoastră, să vedeți câți au acceptat invitația, câți au respins și așa mai departe. E un modul destul interesant și util. Ok, asta a fost cu modulul de proiecte. Vroiam să mai menționăm că am adăugat și o funcționalitate de user diferit, în sensul în care acum user pot fi nu doar persoanele, dar și organizațiile. Dacă vedeți aici, deja avem două organizații înregistrate, organizația noastră și Casa Mare din Suedia, a Vioricăi. Așa, avantajul care este? Ca și organizație te înregistrezi ca user de organizație și atunci poți, de exemplu, să anunți că ai oportunitate, ori loc de practică, ori
un job, ori o colaborare de proiecte și atunci ceilalți o să vadă că ONG-ul Casa Mare din Suedia a publicat un nou job sau o nouă colaborare și respectiv o să fie mai clar despre ce e vorba. La fel, organizațiile pot să creeze comunitățile lor, pot să demareze anumite proiecte, respectiv, din inițial, din când avem creează un cont, alegem în loc de persoană fizică, alegem organizații și alegem tipul de organizații, e firmă, instituție educațională, mass media, ONG, mai putem adăuga și alte tipuri de organizații aici și se introduce e-mailul cu o parolă și după aia se confirmă pe e-mail. Este destul de simplu, Viorica a făcut chiar acum recent și ne-a confirmat. Ok. Probabil dacă colegii și invitații noștri nu au întrebări, am să mă opresc cu prezentarea tehnică pentru a nu plictisi foarte mult și vă îndemn pe toți. Noi am lansat acest modul, desigur că s-ar putea să mai fie unele erori care mai trebuie corectate. Ne puteți ajuta cu un e-mail în cazul în care depistați asemenea erori. E-mailul nostru este diasporaconnect21@gmail.com. Și mersi foarte mult dacă o să ne transmitiți aceste mici chestiuni care trebuie să îmbunătățiți. Ca să nu lungim foarte mult, am să rog pe Victoria să introducă invitații noștri să ne prezinte și să ne transmită și câteva idei. Victoria? Mulțumesc, Alexandru! Așa cum ați observat și în descrierea acestui eveniment, ne-am propus împreună cu invitatele noastre să ne focusăm pe trei întrebări, și anume cum să găsim mai multe soluții pentru colaborare în diaspora, unde să găsim coechipieri pentru proiectele și ideile noastre în diaspora și dacă putem oare să accesăm mai multe oportunități, să creăm mai multe oportunități relevante diasporei. Aceste întrebări le vom explora și aș vrea să încep cu Viorica Țâmbalari, în Franța. Viorica, platforma pe care ai fondat-o, ofemeie.com, se ocupă de susținerea femeilor din diasporă în parcursul lor de integrare în alte țări, în noile țări. În afară de această platformă, tu ai și multe alte inițiative și proiecte interesante menite să ajute conaționalii noștri din diaspora și pe cei de acasă. Spune-ne, te rog, cât de importante sunt echipele pentru aceste proiecte și care sunt soluțiile pe care le găsiți voi pentru a crea sau accesa diverse oportunități? Mersi, Victoria. Bună seara tuturor, mulțumesc pentru invitație și mă bucur că suntem astăzi toate aici frumoase și femei implicate și o salutăm și pe Alexandru, un bărbat la fel activ. Da, eu am creat platforma ofemei.com, este o platformă pentru a susține femeile în parcursul său de integrare. Este o platformă foarte vastă, care cuprinde foarte multe module. Și dacă răspund aici la întrebarea ta, Victoria, că cum să găsesc persoane care trebuie să, care ar fi bine să implice în proiectul, în proiectul dat, iată, eu astăzi am găsit răspunsul, este Diaspora Connect. Și neapărat de asta și ieri am creat comunitatea mea, ofemei.com acolo. I-am zis și lui Alexandru că ea încă nu este bine finisată, eu trebuie să mai intru să mai completez niște momente, dar într-adevăr mi-a luat doar 2-3 minute ca să creez această comunitate și vreau să fac acolo un apel neapărat pentru că caut acum o persoană, profit de moment pentru Linia Roșie, pentru inițiativa noastră de a susține și de a combate violența în familie în rândul femeilor plecate în diaspora, a femeilor moldovence și românce și iată, anume la echipa dată sunt în căutarea unui voluntar care va fi și instruit pe măsură pentru a acoperi necesitățile și a rezolva problemele femeilor aflate aici. Și voi scrie neapărat în comunitate pentru că altfel într-adevăr nu știu cum ar fi să găsesc, doar de dacă așa cum o făceam noi până acum, să scrii la prieteni, uite, nu cunoști pe cineva, poate îmi recomanzi pe cineva, dar nu neapărat că atunci că e mai eficient. Eu cred că
trebuie toată informația asta transmisă în tuturor și toți să aibă acces la faptul să se implice în diferite proiecte. Cunosc foarte multă lume aici în diaspora care spun că aș vrea să mă implic și eu, să fiu și eu activ, să intru în diferite comunități, cunosc multă lume și atât eu cred că Diaspora Connect vine cu o posibilitate enormă pentru ce plecați și pentru cei rămași acasă, de ce nu, pentru că acum foarte multe joburi se fac și de la distanță, deci respectiv cei de acasă pot profita de toată expertiza pe care noi am acumulat-o aici în Diaspora și plus sunt fericită astăzi să cunosc și noi organizații și la alte întâlniri și sper că atunci când voi descoperi platforma mai mult să găsesc într-adevăr comunități și organizații care aparent îți pare că nu sunt atât de multe, că lumea nu e atât de implicată, dar iată vedem că într-adevăr sunt foarte, foarte multe organizații care fac ceva și tot timpul de când am intrat în diaspora spun că ne lipsește unitatea asta, să ne unim toate forțele, noi toate organizațiile și mari și mici, să demonstrăm că putem face lucruri poate mai mari împreună, de ce nu, sau să transmitem experiența care am făcut-o, de exemplu, eu în Franța. Vreau foarte mult să o transmit și în alte țări și proiectul Femeii.com vreau să fie extins în minimul 6 țări unde sunt mai multă concentrație de moldoveni și de români pentru a ajuta femeile și aș vrea foarte mult ca cele organizații deja existente sau oameni care vor să implice să ne unim cumva și să transmit ceea ce deja eu am clădit aici încet, încet și să facem tot aceeași sau poate și mai bine în alte țări. Mulțumim tare mult, Verica! Mulțumim, Verica! Și îi invităm pe cei care ne urmăresc să comenteze, să ne adreseze întrebări și vreau să le rog și pe celelalte invitate în cazul în care vrea să intervină cu vreo întrebare sau o completare, să nu ezite. Ok, însă dacă nu avem momentan întrebări, atunci, Mariana Plămădeal, aș vrea să continuăm cu experiența Asociației RUDA, tu fiind una dintre fondatoare. Echipa voastră se ocupă de o mulțime de proiecte educaționale, culturale, sociale și întrunește membrii de pe ambele maluri ale Prutului. Cum reușiți să găsiți totuși coechipieri în diaspora pentru a dezvolta aceste idei și proiecte și ce soluții utilizați pentru a vă facilita colaborarea? Bună seara tuturor! În primul rând vreau să vă felicit cu ocazia zilei limbii române pe care o celebrăm în această zi de pe ambele maluri ale Prutului. Așa că salutări! Cred că asta a fost cumva punctul de pornire a Asociației RUDA pentru că vorbim aceeași limbă. Și în modul acesta, bine, în diaspora, ne-am găsit foarte ușor. Chiar mergi pe stradă, auzi pe cineva vorbește românește, te apropii de el, ea, sau nu te apropii. Adică nu știu cum a fost pentru voi, dar pentru mine în primii ani, fiind în diaspora, primii doi ani a fost, nu prea mă apropiam de ei noștri. Voiam să mă arunc cumva în comunitatea internațională, să învăț de la ei, să mă asimilez cu ce mănâncă ei, cum vorbesc, unde se duc, care este viața lor culturală. Dar după vreo doi ani, mă rodea așa la inimioară să mă duc la ei mei, să-i caut pe ei mei. Și uite, în timp în timp se găsesc oameni care într-adevăr se apropie cumva de tine prin valori, pentru că avem valori comune, pentru că vrem să schimbăm ceva. Brexit-ul a arătat cât de mult suntem în Marea Britanie, adică s-a văzut după numărul de celor care au aplicat la statutul de ieșire permanentă și temporară, cetățenii cu cetățenie română, inclusiv basarabenii, suntem foarte mulți. A fost rata cea mai mare de aplicare și știm că avem de muncă aici pentru următoarele, cred că 2-3 ani minim, pentru că sunt oameni care nu au aplicat corect, cărora au fost refuzat acest statut. RUDA, în principiu, scopul RUDA inițial a fost vrem să reducem stereotipurile despre moldoveni și români prin promovarea valorilor noastre culturale, educaționale și prin menținerea învățării limbii române pentru copiii care se nasc aici, în familii de basarabeni și români și care nu prea vorbesc limba română. Avem o școală de sâmbătă și, apropo, că toți avem platforma frumoasă Diaspora Connect, sper tare mult să o multiplicăm și în alte țări
și în alte orașe, pentru că asta, da, și eu la tine mă gândesc că, Verica, la fel să multiplic și eu proiect tot de violență domestică, care e un red flag aici în Marea Britanie și guvernul a zis că, că va finanța proiecte pe acest stream. Da, cum ne găsim? Cred că totul vine la momentul potrivit. Adică pot eu să mă duc la un om să-i zic, uite, este platformă, sunt cărți, sunt training-uri, bani mai puțin, că na, nu toate asociațiile știu cum să aplici la proiecte și nu iei un proiect din prima sau nu știi cum să ajungi la finanțările respective și atunci sunt oameni care vor zice da, indiferent de condițiile propuse. Iar sunt oameni care vor zice nu, care vor avea clasica întrebare, dar ce am eu din asta? Și atunci eu cred că noi ne alegem și ne selectăm unii pe alții în funcție de valorile noastre. Și e posibil ca un om care mi-a refuzat astăzi propunerea să vină peste un an, doi și să zică că vreau să vă alătur vouă pentru că am văzut ce faceți și de fapt am văzut asta din experiențele noastre. Pentru că how you do one thing is how you do everything, nu? Cum faci un lucru, așa le faci pe toate. Și cred că pentru mine înseamnă tare mult aratele ce poți să faci și aratele că ești aici pentru ei, fie că e o vorbă bună. Nu, oamenii nu așteaptă neapărat bani. Oamenii așteaptă timpul lor, adică resursa cea mai prețioasă este timpul. Nu știu dacă am răspuns la toate întrebările, dar vă felicit încă o dată pentru Diaspora Connect. Eu m-am făcut și un profil spre rușinea mea, vreo 3 săptămâni urmă, dar mi-a plăcut foarte mult procesul, este ușor, site-ul funcționează foarte rapid, am văzut acum funcționalitatea pentru comunitate, voi înscrie ruta pe comunitate și sper să colaborăm împreună și sunt sigură de acest lucru. Mulțumim, mulțumim, Mariana. Ai menționat despre școala de învățare a limbii române și asta mi-a amintit de postarea Vioricăi Olaru de astăzi, în care ea împărtășea experiența de cultivare a limbii române și de învățare a limbii române în Suedia. Postarea a fost distribuită și în grupul Diaspora Connect, grupul public Diaspora Connect, căruia vă invităm să vă alăturați și iată de ce nu, acesta poate deveni un mic proiect de schimb de experiență, idei, schimb de practici bune și mai puțin bune despre cum poate fi cultivată și perpetuată, sau ca să folosesc cuvântul tău, Mariana, multiplicată învățarea limbii române în țările în care ne aflăm. Ok, mulțumesc încă o dată pentru că am menționat-o pe Viorica Olaru de la ONG-ul Casa Mare. Aș vrea să o invit pe ea să ne împărtășească experiența ei. ONG-ul pe care l-ai fondat recent nu este doar despre simbolul tradițional al Casei Mari, dar așa cum ați descris și voi, de fapt, este o semnificație profundă a necesităților zilei de azi și zilei de mâine. Spune-ne, te rog, care este perspectiva unui om aflat de mulți ani în diaspora, dar și perspectiva unui ONG relativ tânăr, despre cum am putea găsi mai multe soluții pentru colaborarea în diaspora? Bună ziua tuturor, dragă Victoria, dragă echipă și colegi de pretutindeni. Întâi, dați-mi voie să mă felicit pentru această platformă Diaspora Connect, care iată că a venit într-un moment extraordinar de oportun. Sunteți în circumstanțe istorice semnificative și eu sunt sigură că de acum încolo încă momentul de glorie va veni. Și după cum vedeți, stau pe fundalul hărții geografice, este Suedia și Moldova acolo. Sunt destul de departe, dar ele ambele încapă în inima mea, pentru că, da, sunt în Suedia de 3 ani și în Moldova sunt de veșnicie. Mi-am făcut testul, apropo, ADN. Nu vreau să fac publicitate companiei, dar am descoperit că am sânge scandinav, am sânge baltic, în proporție de 2/3 balcanic și 1/3 baltic sau scandinav. Adică atunci când am venit aici, nu știam încă rezultatul ADN-ului meu, dar am venit la chemarea inimii, da? Este un exemplu practic când te duce, nu știu, circumstanțele vieții și te duce intuiția acolo unde te simți bine. Și
Vreau să mă ridic și să vă arăt în ce m-am îmbrăcat. Vedeți că am un maiou în care scrie unde este Moldova, where is Moldova, și cine știe răspunsul? Îl știți? Sau să vi-l arăt? În inimă. Ok, este și alt răspuns? Everywhere. Exact. Asta am vrut să vă transmit prin îmbrăcămintea mea de astăzi specială, pe care am ținut-o ascunsă până acum, că Moldova este acolo unde suntem noi, toți cei care o iubim, și dacă mă întreb de oportunitățile care sunt în calea unui ONG, fie el și tânăr, cum este Casa Mare în Suedia, aceste oportunități țin doar de voința și de determinarea persoanelor care constituie această comunitate. Pentru că trăim într-un secol în care sunt atâtea posibilități, este atâta informație, sunt atâtea rețele de conectare, deci trebuie, nu știu, să fii foarte leneș ca să nu găsești oportunități dacă îți dorești. Într-adevăr, Casa Mare este foarte tânăr pentru că cred că eu înainte de a veni în Suedia știam sigur că dacă ajung în Suedia neapărat să mă ocup de diaspora, pentru că eu vin din domeniul lucrului cu diaspora și am lucrat 11 ani în două agenții ONU în Republica Moldova legate de migrație, legate de diaspora. Și eu nu puteam să-mi imaginez că eu pot să ajung în diaspora și să nu mă ocup cu diaspora și să nu fac parte din diaspora și să nu ajut la consolidarea diasporei. Metaforic asta ar fi că, de exemplu, într-un avion care zboară și are o problemă, este inginerul care a creat cumva sau a contribuit la crearea acelui pilot și el nu se implică, că el nu este cum să, oficial în serviciu. Păi uitați-vă că având cunoștințele, știind oamenii din diaspora, știind câtă expertiză, cât talent există în diaspora. Chiar dacă în Suedia nu știam încă pe nimeni, eram sigură că am să găsesc oamenii potriviți. Și totul a început prin faptul că mi-am propus să examinez ce asociații mai sunt sau ce grupuri de inițiativă mai sunt. Și am găsit două care s-au constituit pe Facebook ca și grupuri distinctive. Este asociația noastră în Suedia și salut pe această cale colegii și de fapt toți participanții în acel grup, pentru că este un grup informal, dar este o comunitate unde se împărtășesc diferite noutăți, oamenii se ajută în diferite situații și circunstanțe. Și al doilea grup este Suedia Activă. Este un grup legat mai mult de activitatea civică, participarea la alegeri. Și iată, aceste două grupuri oricum se țin pe câțiva lideri. Și încercând să discut cu acești lideri, abordând individual pe fiecare în parte și încercând să stabilesc niște contacte, legături, am ajuns la concluzia că există loc, de fapt, pentru a face o comunitate a diasporii moldovenilor în Suedia, pentru că nu prea s-a făcut acum și în fiecare țară este o diasporă specifică. Acum suntem la etapa în care analizăm necesitățile, de fapt, a diasporei moldovenilor în Suedia. Vreau să fac o paranteză că inițial mă gândeam și eu să facem o unire în diasporă, să fie românească și moldovenească, să fie o singură diasporă, dar încă nu s-au copt premizele. De aceea mergem pe consolidarea doar a diasporii moldovenilor. Și, într-adevăr, Casa Mare este o metaforă pentru că în Casa Mare toată lumea ține tot ce este mai scump, tot ce este mai valoros, tot ce vine milenar, da, prin sângele matern în ființa noastră. Dar, în același timp, Casa Mare este și un acronim și, de fapt, înseamnă migrația abordată responsabil și eficient. De fapt, am început cu mare, da? Haideți să începem cu casa. Ce înseamnă? Asta înseamnă cetățenie activă și sustenabilitate asumată. Cetățenie activă, asta însemna că îmi doresc ca toți care sunt în diasporă să-și valorifice competențele, talentele lor profesionale, dar și cetățenești, să participe la vot când este cazul, să formeze opinii când li se cere, să facă transfer de cunoștințe și expertiză când este cazul. Sustenabilitatea asumată în viziunea mea înseamnă să contribuim la îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare durabilă, Agenda 2030, pentru că toate guvernele lumii, societatea civilă și sectorul privat își dorește să contribuie la această sustenabilitate asumată, iar migrația abordată responsabil și eficient înseamnă
să adunăm cât mai mult suport pentru diaspora noastră, atât în țara de destinație, adică în Suedia sau Scandinavia, cât și în țara de origini. Și eu cred că oportunitățile, după cum spuneam, vin din faptul că îți dorești. Dacă ai un grup de oameni care își doresc să se pornească din loc, întâi cu colectarea de date, cu analiza necesităților, cu abordarea unor activități mici la început, dar care să poată să crească ca un bulgăre de zăpadă. Poți ajunge și la ceva mai mare și cel mai important este că, spuneam, există atâtea rețele, putem învăța unii de la alții, putem să ne susținem unii pe alții, putem să ne motivăm unii pe alții și să nu începem să inventăm bicicleta, pentru că acum deja avem 30 de ani de independență și putem să spunem că diaspora noastră, cea mai tânără, iată, ultimul val de diasporă, la fel, cred că este tocmai coaptă, adică primii care au plecat la începutul anilor 2000 s-au copt suficient ca să poată să ofere probabil și o contribuție înapoi în la țara de origine. Iar studenții care, iată, chiar acum pleacă din țară și devin diasporă, cred că la fel trebuie și pot fi motivați să contribuie dacă li se oferă un mesaj direcționat anume intereselor lor. Eu cred că o să mai desfășurăm acest obiectiv sau acest răspuns la întrebarea ta, Victoria. Nu vreau să țin prea mult atenția doar pe mine, să vorbească și alte colegi și mai revenim. Mulțumesc foarte mult, Viorica. Și pentru că ai împărtășit experiența unui ONG tânăr care abia se formează și prinde formă, aș vrea pentru doar câteva clipe, dacă este posibil, să revenim la Mariana și la Viorica și aș vrea să le întreb care este experiența lor sau care este succesul menținerii unei echipe odată formate. Pentru că, de fapt, pentru mulți dintre noi este o adevărată problemă să menținem o echipă. Resursele umane, în general, pot deveni o provocare. Da, Mariana. Da, cum vrei, hai vorbe. Nu, vorbești tot, da. Ok. Eu cred că nu există o soluție miracol la menținerea unei echipe. Jobul meu de zi cu zi este inginer într-o multinațională și chiar acolo unde ești plătit ai provocări și faci parte dintr-o echipă. Și companiile mereu vin cu idei inovative, cum să-și mențină oamenii, cum să-și mențină motivați, cum să-și mențină echipa. ONG-urile nu au capacitate sau nu au resursele pe care le au marile companii private pentru a duce neapărat oamenii la formări sau la training-uri specifice. De aceea, un ONG, din experiența pe care am avut-o noi, se bazează foarte mult pe încredere și în setul de valori. Și eu, alături de echipa mea, noi avem întâlniri frecvente, bine acum suntem în vacanță până în septembrie, dar întâlnirile noastre, la o anumită frecvență, merg un pic așa filozofice, da? Și sunt întrebări destul de directe. Setul tău de valori încă este acolo unde trebuie sau nu? Mergem noi împreună în direcția care trebuie sau nu? Pentru că uneori ne flocăim, să zic așa, da? Și e normal. E normal să avem momente în care suntem perturbați de anumite provocări, pentru că viața într-un ONG e destul de bine. Ce trebuie să înțeleagă foarte mulți oameni, mai ales cei de acasă, de exemplu, care lucrează sau pentru care jobul de zi cu zi este într-un ONG, este faptul că noi avem un full-time job pe lângă ceea ce facem în ONG-uri. Deci, noi din diaspora ținem asociațiile respective seara și pe weekend-uri de obicei, când avem un pic de timp liber pe lângă jobul nostru. Noi nu suntem plătiți pentru asta, nu este jobul nostru full-time, avem de plătit chirii, rate la bancă și alte chestii, deci e un efort dublu pentru foarte mulți de noi. Și atunci când cineva ne critică, bine, am învățat, mi-a trebuit aproape 2 ani ca să învăț că orice critică de la un om vine din starea lui interioară. Și dacă el nu are mai mult de dat și este pe acest pământ numai să arunci cu ură, bine, mersi, poți să o arunci, eu mi-am făcut aici o barieră, eu nu o să iau ură de la tine. De aia
La fel și pentru echipa noastră, este important să comunicăm și să avem încredere unii în alții. Adică noi în interior putem să avem certurile noastre, putem să ne flocăim dacă trebuie, dar în exterior noi suntem o echipă și decât să fie viceversa. Și aici, pentru, da, încredere în primul rând și setul de valori, pentru că valorile de obicei sunt, se formează până la vârsta de 7 ani, zic specialiștii în neurolingvistică, și atunci asta pentru mine contează tare mult. Iar în momentul în care nu te mai aliniezi cu valorile, ești liber să pleci, pentru că nimeni nu te ține, fie că e job, fie că e asociație. Și alți oameni îți ocupă locul. E ca un univers, nu știu, apare o stea, dispare la un moment, vine alta, înlocuiește. Astea ar fi, să zic, lecțiile pe care le-am învățat. Mersi mult, Mariana. Verica, dacă vrei să ne spui... Nu, eu doar un minut. Deci eu, echipa, am tot, cum zice Mariana, pleacă și vin, mulți oameni se schimbă, dar eu ce am învățat eu, că le arăt prin propriul meu exemplu, că se poate dacă dorești și după lucru și până la lucru și noaptea și când atunci când ești activ și civic, în sensul că înțelegi cât de mult contează implicarea noastră pentru a dezvolta societatea în care noi ne aflăm și când tu înțelegi, eu asta le transmit mereu, că uneori implicarea noastră în societate este mai importantă ca și familia noastră, pentru că familia noi ne limităm doar la 3-4 persoane, iar familia care noi o creiem și o cocolim, tot în societate o trimitem. Respectiv, ei dacă mă întreabă ce am eu din asta, le spun că le dai un exemplu foarte bun propriilor copii. Copiii tăi te văd implicată, respectiv vor face la fel și crești, măcar dacă nu înțelegi la momentul de față ce îți dă asta ție, vor înțelege copiii tăi și vei avea recompense de la ei. Și iată, asta eu încerc să-i motivez. Dar așa cum a zis Mariana, vin, pleacă, dar cuvântul flocăial îmi place tare. Dacă aș putea să adaug o idee doar, în primul rând de ceea ce a spus Mariana, m-a amintit de copiii mei, că eu am 3 copii și acum ei sunt adolescenți, dar când erau copii, atât de tare uneori se hârjoneau ca cânișorii, dar cum ieșeam din ogradă, erau cei mai buni prieteni, cei mai uniți. Ei erau uniți împotriva la lumea din exterior. Eu cred că este un instinct primar acest lucru și este bine într-un fel, într-o echipă, să se discute, să se ajungă la niște, nu știu, soluții cele mai bune. Și nu cred că întotdeauna, dacă cineva pleacă din echipa asta, trebuie privit cumva trist sau rău. Este și firesc lumea să vină, să plece, fiecare stă într-o echipă cât se regăsește, cât se auto-împlinește, își poate satisface niște necesități intelectuale, de voluntariat sau emoționale și totul se perpetuează în felul ăsta. Important, cred că este să existe o memorie instituțională și, de fapt, de asta creăm anume comunități, ONG-uri, asociații, fundații, ca să transmitem expertiza asta la ceilalți care vin după noi. Pentru că noi nu facem lucrul ăsta pentru niște oameni concreți, adică pentru cei care au fondat ONG-ul sau fundația sau asociația, dar facem pentru beneficiari și pentru a perpetua, de fapt, o misiune. Mersi mult, Viorica. Da, rezonăm și noi cu ceea ce ați spus. Eu una mi-am notat încredere, set de valori, puterea exemplului, motivație, dezbateri sănătoase și schimbările nu întotdeauna sunt negative neapărat, ba dimpotrivă. Eu cred că echipele mici sau mari, tinere sau mai experimentate întotdeauna vor aprecia și vor fi recunoscătoare pentru un pic de feedback, vizibilitate și suport. De aceea eu invit pe cei care ne urmăresc să exploreze organizațiile dumneavoastră și profilurile organizațiilor, dar și pe ale voastre, pe Diaspora Connect și nu doar, puteți să fiți găsite și pe rețele, și Casa Mare, și ofemeie.com, și Români Uniți în Anglia, și noroc Olanda. Iar următoarea noastră invitată și vorbitoare este Dorina Baltag, de la comunitatea Noroc Olanda, fondatoare. Comunitatea voastră este foarte dinamică și activă.
surprindeți de fiecare dată cu creativitatea inițiativelor voastre, care adună și oameni în jurul lor, dar mai și formulează soluții pentru Moldova. Dorina, ai auzit toate experiențele colegelor noastre, vorbitoarelor de dinainte. Dacă ar fi să faci un sumar, cum crezi că am putea extinde, diversifica posibilitățile de colaborare în diaspora? Bună seara la toată lumea care ne privește, salut colegele din diaspora și un mare noroc pe capul nostru că există Diaspora Connect. Am să rezonez cu ce au vorbit colegele mele până acum. Vreau o mică incursiune, să zic, pentru că unul din modelele prin care noi putem, de fapt, să ne găsim și în epoca digitală în care locuim cu toții, este foarte important acest networking. Și poți să ai foarte multe contacte, dar să ai o platformă care îți oferă aceste contacte, mai ales când vorbim de Republica Moldova, în care este atât de afectată de fenomenul migrației și nenumărate valuri de migrație, cred că această structură pe care voi o oferiți este foarte binevenită. Mai mult decât atât, da, eu vreau un pic să vă laud, de ce nu? Pentru că am fost parte de la lansarea versiunii 1.0, cum menționa și Alexandru. Și vreau să zic că ceea ce îmi place mie la comunități este atunci când noi știm să fim ascultători activi și când utilizăm o filosofie pe care o avem și noi la Noroc Olanda de foarte mulți ani, gândim în termen de colaborare versus competiție. Și îmi place foarte mult să văd că această versiune 2.0, de fapt, incorporează și însumează acel feedback pe care voi ați putut să-l preluați, evident, tot ce a fost posibil tehnic. Mai mult decât atât, cred că faptul că ați pus accent pe comunități și nu pe ONG-uri contează foarte mult. Asta rezonează cu ceea ce au povestit colegele mele. Că atunci când ești în diasporă, un ONG nu este job-ul tău, este ocupația ta, hobby și de fapt este dedicația pe care tu o ai și aceasta vine fie din interesul tău intern, motivație sau este o cauză și pentru noi cauza este cu precadență țara noastră, Republica Moldova. O să mi-ai dat o temă, nu zic un pic așa cam serioasă, o să trebuiască să mă gândesc cum să structurez câteva mesaje. Cred că sunt trei întrebări mari. Ai întrebat tu despre soluții, cum colaborăm noi în diaspora și eu cred că Noroc Olanda a avut ocazia să colaboreze cu fiecare dintre invitatele care sunt astăzi. Nu cred că voi reinventa bicicleta. Aceasta este o altă filosofie pe care o avem. Uneori inovația, de fapt, este acel upcycling, adică nu să reciclăm aceleași idei sau aceleași soluții, dar să vedem cum putem să le îmbunătățim, cum putem să le canalizăm altfel sau poate să le multiplicăm. Și atunci când este vorba de a colabora nu doar în diasporă, dar și cu factorii de decizie din Republica Moldova, dar și cu ONG-urile din țară și cu diferite comunități de moldoveni, oriunde s-ar afla ei, eu cred că pentru fiecare dintre noi, ceea ce s-a povestit astăzi este că noi întotdeauna păstrăm canale de comunicare deschise. Și cred că este încă un alt element pe care eu l-am auzit, este vorba despre autenticitate și relevanță. Cred că întrebările pe care ne le dăm noi în echipele noastre cu certitudine în Noroc Olanda este, are acest sens pentru Noroc Olanda, pentru comunitatea pe care o reprezint? Aceste activități sau proiecte sau soluții sunt relevante și cum putem veni noi cu o soluție? Și îmbrățișăm foarte mult această mentalitate axată pe soluții, aceasta am auzit și de la colegele mele, și din experiența de colaborare cu fiecare organizație prezentă astăzi, pot să zic cu tărie că brainstorming-ul de fapt este nu axat pe problemă, nu o dezbatem, ci mai degrabă pe soluții. Adică împrumutăm și adaptăm modele și instrumente care deja au fost testate și lucrează.
O să-mi permit să dau exemplu podcastului din comunitatea noastră, dacă doriți un prim microfon a unei comunități în diasporă, ca pe numele Compot. Și prima noastră emisiune cam a îmbrățișat toate aceste elemente, unde noi am vrut să punem în valoare resursa umană, factorul uman, și nu este vorba doar de persoane din diaspora, pentru că noi suntem toți o comunitate, oriunde am locui, inclusiv și cei care s-au reîntors acasă sau sunt implicați acasă. Și i-am rugat pe fiecare dintre ei să vină cu o soluție smart, o soluție sustenabilă, măsurabilă, relevantă. Și atunci fiecare interlocutor, de fapt, a extras tot ce este cel mai bun din experiența profesională și personală. Și eu cred că platforma Diaspora Connect ne oferă acum, prin aceste upgrade-uri tehnice, să putem să ne găsim, să zicem, cum a zis și Viorica din Franța, uite, căutăm un voluntar în acest domeniu, să poată să utilizeze această platformă pentru a găsi soluții sau a multiplica experiența celor de la RUDA când vine vorba de școlile, da? predarea limbei române. Deci foarte mult, și asta este experiența pe care am avut-o la Noroc Olanda, pentru că noi credem foarte mult în fenomenul bulgărului și noi încercăm să vedem cum are loc. Grupul nostru a fost un grup de inițiativă fondat în 2012 și astăzi am crescut să fim o fundație. Ce făceam noi de regulă, și am lucrat cu echipe foarte, foarte diferite, cu background-uri diferite, dar aveam cumva un radar, o tehnică de a scana. Atunci când, de exemplu, în 2014 am organizat un eveniment pentru a valorifica potențialul existent în mediul academic, din diasporă și cel de acasă, am avut un nucleu de 10 persoane și cei din echipa Noroc Olanda au participat la toate ședințele a acestui eveniment și au căutat să vadă cum putem dezvolta, care sunt soluțiile care vin oamenii, ce interese au ei, ce îi motivează pe ei. Și atunci, în 2015, ne-am permis să organizăm un nou forum care era dedicat tinerilor basarabeni din diaspora. Din nou, acesta a facilitat dezvoltarea unei platforme, bine, offline, de interacțiune și comunicare, din nou axat pe problemă, dar venind cu soluția, și apoi fenomenul a dezvoltat de acolo, s-a mai creat un alt nucleu și acest nucleu a inițiat 5 proiecte din diaspora pe mediu, sănătate publică, securitate publică, antreprenorat social, în 2016. Și tot așa mai departe, acest fenomen, cred că trebuie să încercăm să consolidăm cât mai mult capacitățile diasporei. De ce zic asta? Pentru că donatorii și partenerii de dezvoltare pentru țara noastră au investit destul de mult în dezvoltarea organizațiilor non-guvernamentale. Ori când vine vorba pe diasporă, partenerii de dezvoltare de rang internațional nu văd o nișă separată pe diasporă. Abia acum, recent, avem câteva instrumente sau un instrument din partea Uniunii Europene care se dedică. Și o întrebare care ai lansat-o tu, și eu cred că aici este momentul propice să vedem cum facem asta, dacă putem oare crea oportunități relevante diasporei. Deci, cu certitudine, diaspora moldovenească, prin toate exemple, creează, are idei, vine cu soluții, implementează, și noi deseori, atunci când rezonăm, venim împreună, coagulat, și facem un efort comun în aceste proiecte. Dar se creează o lacună și poate aici aș vrea să văd ce zic și colegele, ce zici și tu, Victoria, cum ar fi să gândim și interdiaspora, dacă pot să zic, intercomunități diasporale, să identificăm care sunt necesitățile, pentru că nu le cunoaștem, să investim în, cum povestea și Viorica din Suedia, în documentare, în cercetare, să avem un profil al diasporei și să consolidăm acest sector pentru a obține o eficiență și o sustenabilitate și pentru cei din țară.
Mulțumesc mult, Dorina, și dacă celelalte colege ar vrea să răspundă sau să adauge în special la ultima ta remarcă. Discursul Dorinei e atât de bine structurat, chiar dacă ea spune de fiecare dată că întrebarea o ia prin surprindere, ea știe să structureze discursurile și bravo, de asta și au ajuns la rezultatele la care sunt, Dorina, bravo. Eu o știu pe Dorina de când aplica la Organizația Internațională pentru Migrație în Diaspora Engagement Hub și în alte proiecte ce erau dedicate pentru Biroul Relații cu Diaspora. Și au existat acele începuturi când finanțatorii, donatorii prin agențiile Organizației Națiunilor Unite în Republica Moldova căutau să aducă expertiză, să facă poduri de legătură între diaspora științifică, diaspora academică, tinerii cu studii de peste hotare să revină acasă, să se angajeze în câmpul muncii. Acum însă cred și eu că suntem la etapa un pic mai matură, mai de urmă 2.0, da? Să zic așa, când diaspora trebuie cumva să se emancipeze, să spun așa, să ia o inițiativă în mâini și să învețe, să se consolideze, să facă un networking calitativ, să, într-adevăr, să se inspire și să se motiveze din practici bune care au lucrat în anumite comunități și să vină ea singur cu niște inițiative și să caute nu doar granturi și proiecte, dar sunt și alte oportunități de finanțare. Pentru că dorința este și, spuneam și la început, este un moment acum, un momentus, da? O deschidere, cred, în univers pentru Republica Moldova și nu aș vrea să o pierdem. De aceea, cred cu desăvârșire că noi acum putem să ne consolidăm și să învățăm lecțiile, pentru că au fost și eșuere, au fost și lucruri pe care ar trebui să le evităm de acum încolo, și să luăm doar experiența aceasta pozitivă care să ne capaciteze și să fim cooperanți, nu competitivi, să vedem scopul nostru comun care este să aducem țara noastră pe agenda știrilor pozitive și să facem cât mai mult bine celor care sunt în Moldova și ne duc dorul. Așa că angajarea mea aici, în Suedia, este și din perspectiva că din toată inima îmi doresc să facem această contribuție acum, pentru că dacă pierdem și acest tren, s-ar putea să fie și mai greu recuperarea. Deci, diaspora poate face schimbare nu doar la nivel de alegeri, dar poate face schimbare și în știință, și în inovații, și în investiții, și în multe, multe, educație, deci sănătate, în toate domeniile. Mersi, Viorica. Eu aș vrea să citesc din Dorina Baltag la lansarea Diaspora Connect, apropo de ce ai spus tu de practicile pozitive, și Dorina a spus că, ba nu, și din practicile negative putem să ne inspirăm și să învățăm foarte multe și cu siguranță vreau să reiterez acest lucru. Și da, total de acord cu tine, Viorica, legat de networking-ul calitativ. Eu cred că, în principiu, această deschidere din partea comunităților legat de ceea ce a spus Dorina cu comunicarea intra-diaspora, această deschidere ea este, trebuie cumva să structurăm această conversație, acest dialog și să ne unim în jurul subiectelor pe care noi le găsim prioritare, la fel, împreună. Aveam o întrebare. Da, aveam o întrebare pentru Dorina, una scurt, mizez și un răspuns la fel. Probabil încă toți am văzut apelurile făcute de noua guvernare de implicare a diasporii. Cum vezi tu, care e perspectiva omului din diaspora? Cum mai exact se poate implica cineva din diaspora ca să ajute procesele care au început la Chișinău? O întrebare, o provocare provocatoare, asta e stilul acestei întrebări.
Nu, am să dau un răspuns din calitatea unui observator și unui cetățean din Republica Moldova care a fost și migrant circular și acum din 2009 stabilită între două țări, zic eu așa, între Olanda și Marea Britanie. Zic asta pentru că de profesie sunt profesoară universitară și cercetătoare, deci nu o să-mi permit să generalizez. Eu am observat câteva tendințe și eu cred că, în primul rând, este nevoie de a crea punți de legătură și asta se creează prin anumite mecanisme, platforme, online, offline, pot fi consilii, pot fi hub-uri de lucruri, grupuri de excelență. Dacă am investit un pic în a cerceta acest segment, pentru că modele de implicare sunt foarte multe, cred că am putea să extragem din exemplele și studiile de caz din alte țări. De exemplu, mă gândesc la Irlanda, unde știm că are o diasporă numeroasă. Putem să luăm și exemplul Italiei, putem să luăm și exemplul Olandei și Marii Britanii, unde vorbim despre acest schimb de experiență între diaspora profesională. Cum vede deci cum se poate implica un om care este stabilit temporar sau pentru mai mult timp în afara țării, este în primul rând să înțeleagă dacă își dorește. Și tu te poți implica pur și simplu la tine în comunitate și ajuta pe moldoveni, pe migranți din perspectiva logistică. Și chiar dacă tu faci un singur lucru și tu îi ajuți pe oameni să stabilească cu traiul, să vadă care sunt problemele, să le găsești soluții, tu deja poți oferi o informație, o bază de date de informații pentru guvern sau ministerele de resurs. Uite, asta de resort, asta este doar un exemplu. Dacă să vorbim din perspectiva diasporei științifice sau academice, acum vin doar două idei. Diaspora științifică ar fi foarte utilă pentru a avansa știința și eu cred că noi avem foarte mulți oameni în știință și aici mă gândesc și la Academia de Știință, care ar fi un partener pentru cei care se ocupă de avansarea științei. Dacă este să vorbim despre diaspora academică, atunci noi putem vedea cum putem ajuta la crearea de politici publice alternative, să evaluăm implementarea și să găsim instrumente. Din nou, ne gândim la câte ministere avem, atâtea hub-uri putem avea. Uneori sunt persoane și cred că acum în ultimii ani am observat că este modalitatea cheie, este de a reveni acasă și de a te implica. Eu țin să zic că asta trebuie să fie decizia ta și trebuie să aibă sens pentru tine. Dacă tu rezonezi cu asta, dacă circumstanțele tale îți permit, de ce nu? Eu cred că modele sunt diferite. Implicarea pe care o avem noi, cei din noroc Olanda, în care multe persoane au fost în Olanda, apoi au plecat acasă, au lucrat acolo, au revenit înapoi, tot este un exemplu de implicare. Eu am un mesaj foarte simplu și eu cred că noi ne implicăm la tot ceea ce ține imaginea Republicii Moldova prin felul nostru de a fi. Cum ne comportăm în societățile în care ne aflăm, cum ne facem meseria, cum comunicăm cu vecinii. Deci, în clipa în care ai pășit pe un alt teritoriu și ai ieșit din teritoriul țării tale, tu ești un ambasador cultural, civic, de care dorești, dar tu deja cumva contribui la țara ta, fie că e vorba de imagini sau tu vii cu careva alte soluții mai practice. Mersi pentru răspuns. Și nu știu dacă mai avem comentarii la anumite subiecte sau dacă Victoria să mai spune ceva, dacă nu am vrut să fac o totalizare. Aș vrea să mulțumesc invitatelor noastre pentru... Victoria, dacă ajungi la partea finală, atunci eu îmi permit să spun încă nu vreau să fie finalul, pentru că vreau să dau un exemplu practic la întrebarea lui Alexandru, cum ar putea un moldovean care este stabilit peste hotare să contribuie, da, la apelul guvernului.
Este și platforma voastră o oportunitate, pentru că dacă ați plasat acolo posibilitatea de a pune locuri vacante, la fel poate cineva să facă o asemenea, da, să pună un link la un anunț oarecare, dar mai mult decât atât, toată lumea care este peste hotare ține legătura cu cei de acasă, toți știu, uneori chiar mai bine decât cei de aici, ultimele știri, dacă se deschide o afacere undeva, dacă există investiții într-un sector, dacă a venit vreun investitor într-un oarecare sat sau la Bălți, ceva s-a mai deschis în zona liberă, care este acolo sau în Chișinău au apărut niște posibilități. Eu sunt sigură că legăturile astea personale pe care fiecare om le are este un izvor direct, o sursă directă și demnă de încredere, pentru că niciodată familia sau prietenii nu o să dea o informație greșită și în momentul în care persoana respectivă simte, dorește și vrea să contribuie, trebuie să ia o decizie pentru el. Și de multe ori eu cred că aici este destul de complicat să iei o decizie în momentul în care nu prea ești sigur de stabilitatea, poate economică, politică, poate membrii familiei nu toți vor să se întoarcă, nu pot, sunt copii minori, dar cel puțin să încerce, așa exact după același scenariu pe care l-a folosit atunci când a plecat, pentru că toți, majoritatea care au plecat pe 3 luni sau pe 6 luni sau pe un an să facă bani pentru casă, să facă bani pentru studii la copil sau alte chestii. Să folosească aceeași, deci, paradigmă, să încerce să revină temporar. Dacă totul merge bine, se adeveresc lucrurile, se mai lichidează corupția în țară și infrastructura devine mai bună și respectiv dispoziția și optimismul este în creștere, atunci cu siguranță cel puțin membrii seniori a familiei respective vor alege să se întoarcă. Generația mai tânără probabil ar mai vrea să facă studii, să mai călătorească, să cunoască alte culturi, așa cum menționa și Mariana, că primii 2 ani vroia neapărat să fie în alte comunități și mai puțin să fie în comunitatea celor de acasă, pe când generația 50 plus sunt sigură că ar reveni. Și neapărat vor apărea anunțuri și pentru diferite funcții în diferite agenții, vor fi concursuri și pentru expertiză internațională. Și aici atenție la toți cei care sunt înalt calificați și sunt peste hotare. Și Uniunea Europeană și alți donatori schimbă încetul cu încetul paradigma. Dacă până acum se aduceau experți foarte diferiți, da, de arealul nostru, de aluatul nostru. De exemplu, venea un american care încerca să intre în esență la Ministerul Economiei și să dea niște recomandări, dar lui era, îi venea foarte greu să înțeleagă legislația, practicile de facto, pentru că legislația și practicile la noi sunt două lumi paralele, îmi permit să folosesc această expresie aici, plus trebuia traducere, se pierdea mult la traducere. Recomandările care le ofereau un asemenea expert nu întotdeauna lucrau pentru contextul nostru. Păi acum, încetul cu încetul, noi singuri avem experți care provin din Republica Moldova, care știu română, care știu realitățile, care poate cândva au ieșit din sistemele astea. Și încetul cu încetul donatorii vor investi în experiența aceasta internațională care provine, iată, din diaspora înalt calificată. Și al treilea modalitate simplă de tot este să contribuie la informarea membrilor de familie, pentru că urmează să ne mai confruntăm cu un război a știrilor false și un război hibrid. Și cel puțin, măcar prin Skype, prin Viber și prin alte mijloace, să poată să contribuie la asanarea, profilaxia psihologică a celor de acasă. Pentru că acum iarăși revin, eu sunt istoric de profesie și mă uit la lucrurile astea ca la un moment istoric. Este foarte important ca toți cei care sunt în Republica Moldova să nu-și piardă speranța și să facă schimbarea fiecare pe bucățica lui. Pentru că schimbarea pe care noi o așteptăm nu ține doar de președinte sau doar de 3-4 oameni la guvern sau la Parlament, dar ține de fiecare din noi. Respectiv, noi din diasporă putem și să contribuim la faptul ca cei care sunt acasă și poate mai puțin se informează din diferite surse sau poate nu atât de critic privesc la unele știri,
cu ajutorul nostru să fim mai puternici în fața calamităților celor care probabil se simt acum puși la perete. Se duce un regim și vin alte vremuri, într-adevăr. Mulțumesc. Victoria, am luat ceva timp, dar... Te iertăm, Verica, de data asta. Mariana, știu că ai vrut să adaugi ceva, te rog. Da, cât timp am la dispoziție, doamnă moderator? 2 minute, da? Să știu. Așa. Cam așa, da? Așa, bun, mersi. Sunt, mă alătur cuvintelor spuse de colegile mele din Olanda și din Suedia. Așa, mă simt că la Eurovision am zis asta un dat înainte într-un atelier. Platforma, deci dacă eu un pic compar ce se întâmplă în Marea Britanie, unde este o platformă comună creată de guvern, în care toate asociațiile și toate companiile sunt înscrise cu un număr unic și în care sunt rapoarte anuale și unde poți să vezi activitatea companiei, inclusiv cu raport în care descrii ce și cum faci, ar fi de mare folos în momentul în care îți cauți experți și în momentul în care vrei să ai oameni care într-adevăr fac lucruri. Și platforma voastră cu Diaspora Connect este, cred că, perfectă, este promițătoare pentru a fi transformat în așa ceva. O să dau un exemplu. Noi lucrăm foarte bine cu asociația poloneză de aici. Pentru mine a fost foarte important să mă împrietenesc cu alte comunități numeroase de la care să învăț. Pentru că, cum a zis Dorina, nu vreau să revendez bicicleta. Nu vreau și nu sunt singură. Și sunt oameni care sunt aici care vor să ne ajute. Și asta și-au făcut. Ne-au luat sub aripă și vor să ne arate cum se face ca să fie, să nu fac greșeli, să nu mă trezesc cu amenzi mari sau cu inspectori, sau să am toată documentația la regulă, de la health and safety, de la liability, asigurări, lucru cu copiii, lucru cu oamenii și așa mai departe, la evenimente. Și pe mine asta m-a bucurat foarte mult. Inițial am fost un pic reticentă. Ce vor ăștia de la mine? De ce vor să mă ajute? Înțelegi? Eu nu eram deprinsă cu asta, dar sunt oameni care sunt aici care vor să transmită mai departe. Și asociația respectivă m-a pus în legătură cu un finanțator și am avut un call împreună și finanțatorul a venit deja pregătit. Ei s-au uitat pe platforma respectivă, au văzut cine suntem, ce proiect facem, care este turnover, că nu vine în limba română, cifra de afaceri, da, pe an. Și a zis, ok, încă sunteți prea mici și aplicați la fonduri mai mari și așa mai departe. Uite, și atunci, cred că Diaspora Connect ar avea, e promițătoare pentru așa ceva, să ne unească pe noi toți, inclusiv, și să ne pornească cumva, să ne înscriem ca asociații sau fundații, ca să putem aplica la fonduri și a crește, să căutăm experți printre noi. Asta ar fi pe partea, să zic așa, mai... indicator de performanță măsurabil, da? Dar pe indicator de performanță soft sau așa mai moi ar fi, cred că e timpul să începem să avem încredere în noi, pentru că de foarte multe ori nu te duci la unul de-a nostru să-i dai oportunitatea să crească. Și cum a zis și doamna Olaru, că experții deja vin din populațiile noastre. Am văzut asta și aici, în autoritățile locale. Ei încep să caute vorbitori de limbă română aici. Chiar dacă fondurile de la statul britanic merg la autoritățile locale, la alte asociații, englezești mare parte sau nu știu, în fine, ei au nevoie de vorbitori de limbă română. Și atunci noi, ca să creștem și mai departe, să avem posibilitatea să transformăm viața noastră de ONG într-un full-time job, este cumva, asta e un lesson learned pentru noi aici în diasporă, să tăiem cumva de middleman, de unde vin banii de sus, de la guvern, printre alte autorități locale și să vină direct la noi. Iar asta vine prin activitățile pe care le facem noi. Și bineînțeles, făcând asta, noi acumulăm experiența aici și putem ușor transfera acasă și a implementa proiecte și parteneriate acasă. Gata, 3 minute am luat. Mersi, Mariana. Mersi. Multe idei, așa este. Eu am extras foarte multe idei și lucruri din discuția noastră și din intervențiile voastre. Multe idei despre modele de implicare, despre modele de colaborare, despre
echipe, creare de oportunități, accesare de oportunități și faptul că noi tot simțim nevoia să mai adăugăm, să venim cu completări și așa, înseamnă că nu ne place deloc să vorbim, glumesc, dar înseamnă că este nevoie de mai multe întâlniri de acest gen și ele se vor întâmpla cu siguranță găzduite de noi sau găzduite de una dintre asociațiile, comunitățile partenere și eu vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru prezență și pentru intervențiile voastre și să vă felicit și eu cu ocazia sărbătorii zilei limbei române, pe care iată și în diaspora o sărbătorim și o cinstim inclusiv prin aceste întâlniri la care discutăm și la care încercăm să explorăm soluții pentru Moldova. Și aș vrea să transmit legătura lui Alexandru pentru ultima remarcă. Mersi. Mersi. Mersi mult la toată lumea. Eu vreau să fac câteva mențiuni foarte rapid și foarte scurt. Probabil ați văzut chiar și autoritățile noi de la Chișinău au menționat de multe ori dorința de a colabora mai aproape cu moldovenii din diaspora. Foarte multe lume s-a înregistrat la noi pe platformă. Mulți se întreabă ce se întâmplă după. Din câte știm noi, platforma noastră este consultată în anumite momente și când apar anumite oportunități sau se caută o persoană pentru un anumit job. Tocmai de asta a și fost logica crearea noilor moduli, cum ar fi job sau faptul de a putea înregistra organizații ca, să zicem, chiar și organizațiile publice, instituțiile publice din Moldova ar putea să-și facă un cont, că e destul de rapid, destul de simplu și să pună acolo oportunități pentru cei din diaspora, fie ele job, fie practică, fie voluntariat sau colaborări în proiecte. Noi de aici am pornit, de la această logică, să fie cât mai simplu, să putem face conexiuni cât mai ușor între cei de acasă și cei din diaspora. Și o mențiune la un comentariu care a fost în live legat de datele personale. Am mai primit această întrebare. Ideea datelor personale este următoarea. Cine își completează profilul pe Diaspora Connect poate alege în momentul completării profilului dacă își face public sau nu datele de contact, să zicem e-mailul sau telefonul. Are această opțiune, asta e una. A doua, datele sunt publice pentru că om a dorit să-și facă un cont, să pună în public aceste date, ca el să poată fi găsit anume în baza acestor date publice. Asta la fel face lumea și pe Facebook și pe alte rețele, LinkedIn și așa mai departe. Adică, practic, este o convenție, adică omul a acceptat să-și facă publice aceste date. Asta ca să răspund la acel comentariu, deci este o dorință cumva și o asumare și anume făcându-ne public aceste date, noi putem să găsim anumite oportunități și putem colabora mai eficient în sensul în care găsim omul potrivit la locul potrivit. Astea sunt mențiunile care am dorit eu să le fac și un îndemn de final ar fi să mai explorați funcționalitățile platformei în cazul în care mai găsiți anumite chestii care mai trebuie să îmbunătățite, puteți să ne scriem, chiar vă rugăm pe e-mailul nostru, îl puteți găsi chiar acolo pe site și vă îndemnăm să vă creați conturi de asociații, să încercați să creați o comunitate, să adăugați o oportunitate, fie el job, fie orice altă oportunitate și să vă găsiți prietenii, colegii, băștinașii, co-băștinașii de acasă, din Moldova. Mersi tare mult la toată lumea și sper să ne reauzim cu altă ocazie pentru o versiune 3.0. Sperăm. Mersi tare mult. Și noi mulțumim foarte mult, Victoria, Alexandru. Eu deja mi-am găsit un băștinaș. Alexandru, eu sunt din orașul Călăraș și am văzut că ești din satul Horodești, așa că văzut, uite suntem... că primele rezultate deja s-au materializat. Suntem de peste deal. Absolut. Felicitări, într-adevăr, echipei Diaspora Connect. Sunteți extraordinari și toată comunitatea moldovenilor de pretutindeni, eu cred că trebuie să utilizăm această platformă ca un instrument pentru a ne vorbi și a ne ține cu inima sus.
De vreau doar să menționez că platforma nu ne aparține nouă, în sensul că datele sunt publice, sunt pentru toată lumea, oricine poate să găsească tot ce vedem noi, vedeți și voi. Folosiți-o cu drag și sper să prindă bine cât mai multor oameni. Și mulțumim, Viorica, și vreau să zic felicitări fiecăreia dintre voi pentru tot efortul pe care îl faceți în cadrul comunităților voastre. Ok. Ok, noi putem încheia aplauze, aici. Aplauze. Putem încheia aici. Mersi tare mult. O seară bună vă doresc tuturor și până la o nouă reîntâlnire.